Un șarpe cu lungimea de peste un metru a fost îndepărtat de către jandarmi din orașul nostru după ce a fost descoperit de un cetățean într-un parc. Un cetățean a sesizat la 112 prezența unui șarpe pe strada Mihai Cușiță, în apropierea unui parc frecventat de mai multe persoane, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de jandarmi. Un șarpe, având lungimea de peste 1,5 metri, a fost îndepărtat de jandarmi dintr-un spațiu verde aflat în zona unui centru comercial din Drobeta, Turnul Severin. Un cetățean a sesizat prin 112 prezența unui șarpe pe strada Mihai Cușiță din Drobeta, Turnul Severin, în zona unui parc frecventat de mai multe persoane, iar în zona respectivă a fost direcționat un echipaj de jandarmerie. Reptila a fost observată și de către jandarmi, care au prins-o și ulterior au eliberat-o în mediul său natural. Reptila a fost observată și de către jandarmi, după care au prins-o și a fost eliberată în mediul său natural. În ultimele două luni, jandarmii au intervenit în 26 de situații pentru îndepărtarea pericolului provocat de insecte, câini agresivi sau reptile.